Tema din acest an a Conferinței Europene de Psihiatrie și Sănătate Mentală Galatia 2022 este interdisciplinaritatea în psihiatrie. Drept urmare, în cele 5 zile vor conferenția medici din aproape toate specialitățile medicale. Unul dintre aceștia este profesorul Antoniu Petriș, care este șeful clinicii de cardiologie a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Eu acolo o să prezint experiența personală și cea clinici legate de tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă și depresie. Noi am avut o paletă largă de bolnavi, chiar erau momente în care ne transformam pentru câteva zile în cardiopsihiatrie, dar evident că astfel de cazuri trebuie să tratate bolnavul cu patologie psihiatrică, poate și el să facă infarct, embolie pulmonară, să-și decompenseze practic insuficiența cardiacă sau să facă tulburări de ritm. Ei trebuie tratați, practic, într-un mediu adecvat și pentru patologia cardiovasculară, clinica de cardiologie este mediul în care acești pacienți trebuie să ajungă și să primească tratament. În clinică au avut loc evenimente dramatice. În urmă cu mai mult de 6 ani, un pacient cu tulburări psihice și-a atacat colegul de salon cu un cuțit. De atunci, conducerea clinicii a decis ca pacienții să nu mai aibă voie cu obiecte ascuțite în timpul internării. În zona de ustac sunt foarte numeroși, pentru că vin gravi de la psihiatrie, unii internați, alții cunoscuți cu probleme psihiatrice și care dezvoltă decompensările respective aici. Pacientul în genere cu patologie cardiovasculară are o tendință către depresie, deci colaborarea cu medicul psihiatru și cu psihologul este benefică. În afară de agitațiile psihomotorii pe care foarte mulți pacienți care se află în situații critice cardiovasculare le pot dezvolta. Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mentală Galatia 2022 se va desfășura online în perioada 23-27 martie.